Da. Ce-a făcut asta, mică băinele? Cutiur îl văd în partea de sus. Cutiurul l-am văzut și eu tot timpul momentului. Da. A fost cutiurul, cuturul jos. Cuturul jos. Bun, bravo, bravo. Ce s-a întâmplat? Nimic, mă țineam de bucă. Dar ce s-a întâmplat? Nimic, să nu mi se vadă, măcar una să rămână acoperită. Dar nu te-ai îmbrăcat bine, cred. Și eu cred la fel, cred că nu m-am îmbrăcat bine. Cred că i-am luat invers. Ia o piruietă, țin eu, placa? Hai că nu știi tu cu plăci, dar... Ba da, știu! Ai greșit aici! Chiar știu cu placa. Sau vrei să schimbi placa? Că schimbi imediat placa. Bine, cum o schimbi? Cu asta, mică? Da, da, da. Oricum ai dat placa asta tot în picioare cate. Asta da. M-am ferit, să știi. Hai, vino să vorbim. Vino tu în locul meu. O să stau cu fundul, am jurat. Să intru și eu aici. Ce număr? E chiar a ta? Nu e a mea. Nu e a ta. Eu mă dau doar cu schiurile. Se vede că ești foarte implicată, 100% în competiția asta. Se vede că dansul la bară e doar încălzirea pentru tine. Nu, a fost mega greu. Aș vrea să știu cât de mult te afectează că fetele nu cred că tu nu ai stilist. Pentru că atunci eram super fiartă săptămâna trecută, când tot m-am bătut la cap cu asta, m-am simțit că mă fac proastă, pur și simplu. Proastă creativ. Și atunci am zis că dacă... Noi dacă avem stilist, înseamnă că suntem proaste. Păi creativ. Așa mă simțit că mă faceți voi pe mine, ca și cum. De ce? Adică nu e o jignire să ai stilist? Nu este o jignire, tocmai de eu n-am adus în discuție subiectul ăsta, dar voi... M-ați bătut la cap cu stilistul că n-am, ca și cum eu aș fi o proastă care nu e capabilă să-și facă singură niște haine. Adică nu suntem proaste și nu suntem capabile să-i facem singură niște... Nu mai țin, Iana, nu asta a fost subiectul. Păi da, dar felul în care pui în propoziție, da. Nu, am pus problema cum a spus-o voi. Ca și cum, dacă voi aveți stilist și o ar trebui să am, că eu de ce, eu nu sunt proastă, nu știu ce, sunt proastă sau... Oricum nu, îți lămurit oricum, adică eu oricum fac ce vreau și cum vreau și cu așa, adică pentru mine ce cred oamenii despre mine sau ce zic oamenii despre mine, nu, doar dacă mă prinde mâncată și mă turează, atunci zic, da, atunci îmi bag picioarele. Dar rest, fiecare să creadă efectiv ce vrea despre mine, aveți liber la părere, liber. Pentru public nu contează, pe mine asta mă enervează, că pentru public nu contează cine are stil și cine n-are, publicul se uită la moment, la tine și la moment. Deci chiar nu contează pentru public chestia asta. A săptămâna trecută am luat foc pentru că tot se bătea apa în pio și tot o țineau așa, dar acum sunt calm, adică o iau la mișto, adică ok, nu credeți, bine, nu am ce să fac. Nu mă interesează, nu mă mai interesează, e ok. Deci nu te interesează? Nu. Sper okay. Că nici pe ele, adică fiecare să-și facă treburile ei și atât. Dar da. Ajutor din partea cuiva ai? Nu, n-am niciun fel de ajutor, am spus. La început am colaborat cu o tipă, exemplu, Ana. Ținuta din seara asta. Te-a ajutat cineva să o creionezi? Că mă gândesc că e făcut... Să o creionez? Ăsta e sacou cumpărat și mi l-am gândit azi noapte că nu știam cu ce să mă îmbrac. Topul la fel este o bluză sport pe care am aplicat pene. Și pantalonii ăștia am văzut pentru o poză, erau biker. Erau de din piele de biker, foarte largi. Și am zis că ok, vreau să fac de snowboard. Și m-au inspirat să-i fac așa. I-am văzut într-o poză și m-am dus la croitoreasă și mi-a făcut. Nu crezi, Viviana? Dar nu contează ce cred eu. Eu nu, am pozele pe ce telefon. Vreau, ea face ce vrea. Noi nu ne-am referit neapărat că ai stilist și că e ceva rău. Că tu ai preluat-o ca și cum ar fi ceva rău. Păi așa-ți dat-o. Ca și cum nu, eu sunt singura care încearcă să pară superioară în fața voastră. Niciodată n-am vrut asta, eu pur și simplu îmi văd de ale mele. Ana nu te ajută? Ana, am spus despre Ana. Ana m-a ajutat la început, mi-a dat rochia aia galbenă cu pătrățele și cu batic. Când ai venit în ziua aia, corsetul ăla pe care l-am purtat și după aia m-am mai... creațiile ei, dar te ajută și în gândirea unor ținute? Nu, am încercat să vorbesc cu ea, știu la ce vorbesc și mi-a zis Mădălina de situație, am încercat să vorbesc cu ea și nu suntem pe aceeași lungime de undă. Ce îmi spunea ea, pur și simplu nu am putut să fac și iartam că îmi place mie. Ea mi-a zis că nu îi se pare ok și am zis că ok, o să fac cum vreau eu. De exemplu, la rochia care am avut acea cu pălăria aia bej, cu perle la gât și rochia albastră, ea mi-a zis niciodată să nu pui perle și pălăria aia. Și zic, nu, îmi pare rău, nu pot să fac asta și am făcut cum am vrut eu. Și când am văzut că nu ne înțelegem, nu suntem pe aceea. Deci ai colaborat măcar o perioadă? Doar pentru ținutele alea două. Nu înțeleg de ce râzi așa, dar pentru nu râd, că... am dat din cap, ți-am ascultat... Asta așa ceva Ana n-ar face niciodată în viața asta așa ceva. Ana se îmbracă foarte simplu, foarte simplu. Dar cine e Ana?
o prietenă, o tipă pe care o știu și mi-au spus, Mădălina, că a apărut pe net un grup în care se pare că Viviana participă, în care sunt screenshot-uri cu discuția mea cu Ana când îi ziceam de rochia galbenă și așa. Și zic, unde s-a ajuns? Adică vorbiți de fizică nucleară în lumea asta? Adică, nu știu, nu înțeleg. Nu știu, și nu știu cum a ajuns screenshot-urile acolo. Pur și simplu sunt discuții și mereu când eram în platou îi trimitam Anei să vadă ce ținută mi-am făcut eu. Și am spunea, îmi place sau nu-mi place, dar nu m-a afectat, doar iartam ce am creat eu. Eu n-am nicio problemă, nu știu cine tot deschide subiectul. Pe mine chiar nu mă freacă grija de cu cine face râs și dacă face. Chiar nu mă interesează. Ea zicea, eu nici n-am vrut să deschid subiectul în emisiune. Am primit niște conversații cu ea și cu nu știu cine, m-au depășit și de câte am zis, vezi că cu cine lucrezi tu sau cu cine, nu știu, prietene sau cineva, că e incomod să apare niște print screen-uri la discuțiile tale, că este între tine și acea persoană. Înseamnă că acea persoană nu e de încredere și le dăm mai departe. Dar n-ar fi fost vorba de stilist, era vorba de niște de o ținută anume. Nu m-am complicat, i-am spus ei în privat, a fost ea de ce să vorbească aici. Ce? Din partea cui simți că vine asta, Viviana, săgeata cea mai... chestia asta cu Ana, nu te ajută ca și cum nu, te-am o întrebat pe Ana că... și cine e Ana? Te-am întrebat cum ai ajuns să știi cine e Ana? A mai fost o dată discuția, că ai etichetat-o la începutul... Dar tu cum ai ajuns să știi de Ana? Poftim? Cum ai ajuns să știi de Ana? Tu ai etichetat-o. A, da. Și ai purtat creațiile și cu... Da, i-am purtat creațiile și la rochia galbenă mi-a spus să port rochia cu baticul legat așa. Nu știu ce ai vorbit tu cu Ana, îți dai seama, eu doar te-am întrebat. Da, eu doar vă zic, s-au fost creațiile ei, le-am purtat, dar gândite de mine. Cine nu mai crede că Ruxy nu are stilist? Că hai, ziceți are. Că nu, că mai nu are. Noi am mai spus că nu e vorba neapărat de stilist, era vorba doar de ajutor. Că fiecare mai are un ajutor dintr-o parte sau din alta, chit că îl numește stilist sau nu. Uite că eu n-am. La mă uit la poze și zic, bă, cred pentru că noi nu am contestat, că ea a spus ceva de genul că i-am contestat inteligența creativă. Da, mi-a contestat prin chestia asta. Nimeni nu a făcut asta. De fiecare dată cred că poți întreba pe orice fată de aici. Când a fost vorba de tine, toată lumea a spus că ești creativă, că ai momente mișto. Dar mereu există un dar, dar există un dar, mereu, un dar. Da, dar pot să zic de ce... Pentru că este diferență, noi cunoaștem câteva fete de prin oraș care să-mi dai diferența că eu merg singură în fiecare zi în training și aici mă vedeți așa. Dar și pe, ce treabă are și pe cu partea asta? De online, dinainte Bill Gates, când să moară săracul. E sărac Bill Gates și uite cum se îmbracă. Păi nu, de ce nu ești la fel de creativ? Adică tu, în mod normal, tu nu ai fi achiziționat acel mai eu niciodată pentru creativitatea pe care tu o deții. Când ies în oraș, Mădălina nu mă cunoști. Când ies în oraș, mă aranjez. Dar ies foarte de exemplu, pe partea de online, când ne-ai ieșit un oraș, te-ai făcut niște poze, că noi n-am ieșit. Dar nu sunt genul ăla de influencer care se facă poze la haine sau pe ținute sau cum se îmbracă. Nu, de exemplu, tu ai poze de la un club sau un restaurant unde ai fost. Te-ai făcut o poză... Da, și cum se îmbracă în club așa? Și nu, dar nu se vedea cum că tu ai suferit de o imaginație foarte... Nu, fără asta, am și zis la Bravo, ai zis când am început. E diferența foarte mare. Noi știm câteva fete la orice zi din noapte și asta. Ele sunt altfel. Da, dar diferența nu înseamnă nici brand, nu înseamnă nimic. Ele sunt altfel. Ele niciodată n-ar cumpăra, de exemplu, ceva ce eu cumpăr. Diferența pentru că e prea între banal. Mine și acele fete este că mie nu-mi pasă cum arăt pe stradă ziua. Mă duc, mă îmbrac în training, îmi prind părul în coc și mă duc să-mi fac treaba și mă întorc acasă. Eu te înțeleg, eu te înțeleg foarte bine. Dar și tu trebuie să înțelegi pe ceilalți de ce speculează cum că tu ai la fel avea a fost și o caz de mine cum am fost la început, că tăceam și acum nu mai tac. Nu de asta, vorbesc strict de haine, nu mă deranjează. Știu, dar a fost aceeași lipsă de credibilitate a mea. Ar putea constitui această lipsă de ajutor pe care ea o susține un avantaj în... Eu știu, un avantaj în fața publicului, mă refer. Da, corect. Este un avantaj în fața publicului și pentru ea și pentru toată lumea. Este un avantaj faptul că ea face niște ținute fără ajutor, atâta tot. Ruxy? Eu știam ce pot. Doar că nu aveam unde să demonstrez, că n-am avut șansa, efectiv, în viața mea, în afară Bravo I Steel, nu am șansa să mă apuc să arăt haine și pe net, chiar nu am timp să fac și asta și nu mă pasionează. Și așa, după capul meu, nu mă apuc să sparg bani doar ca să fac haine pe net. Acum sunt obligată să sparg bani. Deci nu. Hai să vedem cum arată ținuta de astăzi. Anda. De obicei îmi plac foarte tare ținutele ei, dar astăzi puful meu îmi place mai mult decât puful ei, dacă vorbim de la struț la struț. No problem. Nu-mi place cum se strânge între picioare acolo puful ăla, nu știu, arată foarte dubioșe. Cred că i-am pus invers. Ideea de pantalon mi se pare foarte cool. Dar nu știu, arată ciudat, când stai din față așa, nu e cea mai fericită combinație. Îmi place sacou, evident, dar nu îmi place foarte tare partea de jos. Și sândăluțele portocalii le-am mai văzut, parcă
într-o altă combinație, nu știu dacă era tot gală sau, dar mi-ar fi plăcut. Nu, cred că la promo le-am purtat. A, la? La, la promo. Le-am luat odată mai într-un tot cu training. A, da, bravo, cu training. Sincer, că toți suntem doar noi cu struț, mai e cineva cu struț? Nu. Nu. Și pentru că a fost un comentariu la ținuta mea pe care cred că tu l-ai făcut, sper să nu greșesc, să mă corectezi, ai zis că nu prea am zona asta de sport deloc. Dacă mă pun lângă tine, eu sunt de 10 ori mai sport decât tine. Cred că sunt Poți să ziceam, da. Nu, 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 spun doar că mi se pare că sunt un pic mai credibilă pe direcția asta de sport. Ok, nu problemă, atâta tot. Ca și să... sincer, nu știu de ce nu ți-ai făcut nimic la păr. Păi așa e ideea, cu vin de la snowboard, dar asta, da, asta e styling-ul. Pat. Da, da, dar nu ne-ai dus foarte mare asta de snowboard pe cap, într-o parte, dacă tu vrei să treci într-o zonă în sport. Și nici make-up-ul mi se pare că nu prea are legătură cu... nimic din ținută, doar ca idee că. E ok, Andrei. Eu am înțeles ce fac la zona așa, lăsați-mă. Da, da, e ochelari de snowboard, sunt ochelari de snowboard. Doar v-am spus, nu au viziune. Nu, ziceam ca idee, adică între mine sunt și sunt ochelari de snowboard. Se pare ținuta mea mult mai da, spre e normal ți-a dat ținuta, da, e ok, nu mă supăr. Atât tot. Nicio problemă. Ținuta nu m-a dus nici de cum cu gândul la snowboard. Faptul că a avut o placă pe care a plimbat-o până în față nu te duce neapărat cu gândul la sport de iarnă. Am înțeles că tu de fapt ai gândit-o că după aia ești la cabană, că după aia faci dansul, dar noi nu aveam cum să ne echipuim. Nu mai poate dacă puneai clăpar. Adică, în ținuta ta nu regăsesc elementul okay. sport. Mersi, Viviana. Păi, da, da, trebuie să-mi spui și o părere. Nu, dar eu ți-am spus, știu, am înțeles părerea, dar... Da, dar momentul ei de dans este considerat sport național. Da, 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 deci, putea să fie... Există competiții... Putea să fie doar momentul acela, știi? Cum? Deși știați că e sport, dar acum justificați momentul meu, nu v-ați gândit să faceți asta. Dar justificați că e sport. De ce continuați să justificați că e sport când se știe că e sport? Nu vorbeam strict de momentul gale. Toată lumea știe că e sport. Adică... Nu, dar... Întreba care, care a fost momentul meu de sport și am spus gimnastică ritmică. Da, și la tine, este așa. Poate mulți nu știu că dansul acesta există. Toată lumea știe, nu trebuie să zici asta. Chiar toată lumea, te-aș contrazice. De exemplu, în sala mine, cu siguranță, acum am aflat că este și sport. Că lumea, nu toată lumea știe. Înțeleg, în și eu am fost rece și acidă toată ziua, înțeleg. Ok. Adică tu consideri că reacțiile noastre sunt da. Pentru, da. Din cauza... Datorită, da. Nu, din cauza. Datorită ieșirilor mele. Că tu te-ai legat de ținutele noastre. Crezi că de asta noi am ales să spunem, să ne legăm de anumite aspecte din absolut. Este absolut părerea ta. Eu am fost întrebată de Victor. Victor, nu m-a mai întrebat, rog. Da. Că dacă spun părerea, nu e ok. După aia vezi să nu mă mai întrebi. Făceam doar... Am fost întrebată și am răspuns că asta e părerea mea. Cum și tu ai fost întrebată și ai răspuns sincer cu părerea ta. N-are nicio legătură că tu te-ai luat de ținuta mea. Gata, nu te justifica, că nu e nevoie eu să te justifici, doar că nu mă interesează. Spus părerea atunci când am fost efectiv, întrebată. Efectiv, nu mă interesează. Lăsați orgole că toate vă atacați așa de ușor din orice. E ok. A, nu, nu. Nu știu, eu chiar am întrebat-o în pauză, sinceră să fiu, Doamne ferește, nu știu. Are ceva, ești supărată? Da. Și azi, și azi, și tu ai astăzi, ești fiertă astăzi. Amândouă suntem fiertă astăzi. Nu, cred că n-are legătură cu competiția, da? Asta mi se pare așa. Păi n-are legătură cu competiția. Okay. Ai venit și tu fiertă și eu am venit fiertă. Bun, și chiar eu sunt cel mai fiert, vreau să vă zic. Sunt foarte fiert pentru că abia aștept să văd ce au de spus jurații. Ruxi, ce vreau să punctez? E ideea foarte clară că eu am văzut o placă de snowboard și înțeleg că aceea este influența sport, dar pe care nu o găsesc în costumația, în stylingul tău. Apoi am văzut o bară, da, de dans la bară, care da, într-adevăr este sport și merita de mult să fie sport, pentru că acolo e un efort extraordinar și o eleganță extraordinară. Și apoi, nu știu dacă cel de-al treilea element este... acest pantalon care pe mine mă duce în zona de rodeo, care este un sport. Eu asta am să notez astăzi. Pantalon de... Pentru mine este rodeo și uitându-mă la look-ul tău, am impresia că asta ai vrut să faci. Nu o să notezi faptul că ai adus o placă cu care n-ai interacționat, nu o să notezi faptul că ai dansat la bară și ai făcut-o foarte bine, o să notezi faptul că ai adus acest pantalon care seamănă foarte mult cu rodeo, care e un sport. Și e pentru mine... snowboard. Da, așa cum e el decupat, este rodeo. Da? Dacă tu îl închizi, sigur, dar l-ai prezentat așa. Păi da, ca să pot să merg. Mie îmi place foarte mult blazerul.
Îmi plac intervențiile acestea din pene pe un pantalon, evident, sport. În schimb, nu înțeleg deloc la ce te-ai gândit tu când ai propus această cromatică. Pentru că este mult prea mult oranj, ai acele pene oranj și la sandale și lăsând la o parte că e prea mult oranj, nici măcar nu sunt aceeași nuanță, da, nu sunt. Penele de pe costumație, cu pene, de pe blazer și pantalon, cu penele de pe sandaletă. Eu nu știu ce părere au colegii mei sau cum se vede pe televizor exact chestia asta, dar uitându-mă la penele de la sandale și la penele de pe pantaloni, mie pur și simplu chestia asta îmi creează un derapaj vizual. Mi-a plăcut numărul, știu cât de greu e dansez la bară, îmi place stylingul pe care îl propui, nu mă omor după execuția pantalonului, am înțeles că a fost făcut special pentru această gală și apreciez, dar uite că sunt aceste câteva elemente, câteva chichițe care nu mă lasă să spun și să urlu, să latru aici, mamă ce m-a spart ținuta, mai superbă ținuta. Apreciez mult ceea ce faci, momentul a fost minunat. Acu, din partea mea, n-ave cum să sper decât la faptul că o să mă tăvălesc pe jos. Voiam să mă tăvălesc și eu cu tine, dar n-aveam cum, pentru că practic știu cât de greu dansez la bară. Voi încerca. Nu ratez momentul. Este oribil de greu. Deci, momentul a fost minunat. Stylingul este bun. Nu este însă de nivelul celorlalte gale pe care le-ai făcut. Wow, nu mă așteptam la 4. Mulțumesc. S-a plecat de acasă civilizățică. Știi cum sunt aia care se duc la nuntă? Ai scena, da? Ajung toți la restaurant. Într-o primă fază, ei cu cămășile închise până în gât. Crăvățeica stă cum trebuie, nodul. Sacou e cum trebuie. Ele la fel, pantofi în picioare, coafate, machiate. Fetițe, după vreo 2 ore, e nenorocire. Ei toți rângă. Alea desfăcut. Așa și cu concurenta, adică intenția a fost bună, dar se descălța sub masă. Cam asta ar fi comparația, dacă înțelegi ce vreau să spun. Pentru moment... Măi, n-ar fi totuși drept față de ele, pentru că... Mulțumesc. Nu e atât bună ținuta. Momentul însă, cu prisosință, este excepțional. Mulțumesc. Roxy, mesaj pentru cei de acasă? Da, sper să mă votați în continuare, eu sunt aici, stai cât aveam, 8 la 1206, aștept să mă votați, atât, bine. Mulțumesc! Pa. Foarte, foarte boste, n-am dormit azi noapte. Atât? Da, și nu mai am chef. O să zic și eu vreau să plec în curând. Doamne, de ce? Nu știu. Ce să mă interesează ce zic ele? Nu știu. A ție îți place, bravo, este tu bucura ta, e zis. Da, ador. Îmi place, dar... M-a dezamăgit foarte tare în momentul ăsta. M-am chinuit atât să fac dansul ăla la bară. Și când auzi față de genul, nu-mi place ținuta, dar îți dau pentru moment și la altele le dau 4. Pentru că le-a plăcut momentul. Și mie îmi dă 3. Pe bune, îmi dai 3. Și la Raluca. Și la altele le zici că, slăbuți, dar pentru moment să știi că te punctezi. Nu știu, chestiile astea pur și simplu... Îmi vine să-mi zic că nu mai merită să investesc în momente, ci pur și simplu să... A fost ca faza cu șarpele de la Tibi. Măcar că m-ai văzut cu un șarpe, puteai să-mi dai 2. Eu cred că a fost cel mai bun moment din platou din seara asta, fără Caterinca, din cauza greutății și a complexității. Și să zici că îmi dai 3. Și Orniel a dansat așa. Așa face. Hai, ridică și pe celălalt, poate, poate. Ia, mergi așa? Pe păcă, mergi. Tu ține-te, mă, Samaru. Ai, ai, sub. Și cu asta cum facem acum? Așa, și după aia ridicăm pe bară și spui așa piciorul, bam, pe bară, hai. Așa? Asta, da, te pizi oamele. Mă, somare! Hai, feița, acasă, lasă bările, că te așteaptă copiii să le faci mămăligă și mâncare. Care copii? Copii, hai, treci acasă. Hai, s-a prins de bară aici, treci. Wow.
mai sta ca măi, mă. Hai, gata. Mai bine. Dăm și autografe, dacă vreți. Și unde treci și acum? Poate că de asta cu noi, fătiță! Sexy juratele!